Da, continuăm problema cu aflăm area triunghiului MBC. Pe BC-ul știm, nu? De BC-ul știm, pe MB-ul află în triunghiul MAB. Așa, MAB. Și pe MC-ul află din triunghiul MAC. De acord. Pe IMB și pe MC, cum vi se pare ea IMB și pe MC? Mi se pare egale, da. Din ce motiv? Pentru că AB egal cu acest, nu ce-mi trebuie... AB egal cu acest, fiind triunghi echilateral la bază. IMB este comună. E clar că IMAB cu IMAC sunt triunghiuri de tânce congruente. Deci putem spune clar că triunghiul, că IMB va fi cât IMC, triunghiul este isoscel. Deci e vorba de aflarea arii unui triunghi isoscel. Da? În care știm pe BC, pe IMA sau IMB o aflăm rapid. Ați spus voi că 8-a, asta și asta o cât este aici? IMA, patru egal în 2. De aceeași 4 egal în 2. Bun. Și MB e 64 la 2 plus 16 la 2 și facem și asta. Bun. Deci are trebuie pe ce nu e o problemă. Am zis că trebuie să discutăm. Bine, mergem mai departe. Cosinusul unghiului MBC cu ABC. MBC cu ABC. MBC cu ABC. Ratul acum e BC. Ducem o perpendiculară din A pe BC și o perpendiculară din M pe BC. Și oare unii pică perpendiculară din M pe BC. La mijloc, la fel și la noua. Deci aici în E. Punem E, A, E. Și atunci M, E, A, E unghiul. Deci E, A, E unghiul. Cosinusul unghiului ăsta din E, da? Da. Și cu ce este egal cu cosinusul? Triunghi dreptunghic în A. Aici. Da. De ce motiv? Nu, băi, A prim perpendicular pe planul ABC și perpendicular și pe AE. E parte dreptunghic plan. Deci neapărat MAE e triunghi dreptunghic și cosinusul egal alăturat de AE. AE la fel repede. ME îl aflăm. ME din ce triunghi îl aflăm? MBC. Am și la aflat. Da, ME putem să aflăm și pe acesta. E vorba de înălțimea triunghiului isoscel. Și facem... Cosinusul care poate fi alăturată supra hipotenusă, nu? Da. Bun. Hai să vedem cum găsim... Măsura lui A prin B. Cu A? A prin B. A prin B. A prin B. Cu... A, ce prim. A, ce prim. A, ce prim. Aici gândesc în O. Se zicem că nu avem niciun O. Dar ei nu sunt coplanare. Nu sunt coplanare? A prim B, vine așa. A prim B, da. Cu A prim C, da. Și A prim C, nu sunt. A prim B și cu A ce prim, ai zis. A ce prim, da? Da. Și cu A ce prim nu se coplanare. Îți două drepte așa. Da, da. În spațiu. Cum găsim... A prim B și cu A prim C. Și cu A prim... Cu A prim C, așa, da? Este un apel gata, dreptele astea. Da. Da. Interesant. Păi dacă nu se întâlnesc, care e măsura unghiului? Să zicem că o fiind intersecția la o prin... Ele nu se întâlnesc, dar ar trebui să zicem o paralelă la aceea, să vedem un fel. Ce plan? Păi aici e povestea. Deci noi, în clipa asta, suntem un pic în... de rută, să zic așa, nu? A prim B și cu A ce prim până ne vine vreo idee, haideți să ne încingem la punctele celelalte, că să vedem de urmă, poate între timp ne sosește și vreo idee la noi. Dar deocamdată suntem în situația asta, că AB e o latură, A prim, ce prim e o altă latură a triunghiului echilateral. Vrea unghiul diedru între două plane. Și suntem în situația... Dar oare așa e? A prim B, atunci e mai cândabil. Ia să vedem. E A prim B cu A ce prim, da. A prim B este o diagonală în fața asta. Și A e o diagonală a prismei, pe oameni. Și cealaltă A ce prim e o diagonală în cealaltă față. În A ce prim A prim. Da. Așa? Da. Deci o diagonală aici și o diagonală în partea cealaltă. O să ne facem. Probabil că ele chiar se întâlnesc în punctul 8. Ca să am chestia asta, ar trebui să am un motiv de coplanaritate a punctelor A, B, A prim, C prim. Nu? Dacă aș avea un motiv de coplanaritate, atunci treaba ar fi corectă. Dar A prim, C prim e paralelă cu AC. Nu? A prim, C prim cu AC este paralelă. Iar A prim, B prim e paralelă cu AB. Deci... cele două... O secundă. Nu știu cât de calculate. Important este că cele două plane, planul A prim, B prim, AB și cu A prim, A, C prim, C, se întâlnesc pe unghia A prim. Iar unghiul diedru dintre ele este tocmai unghiul acela, da? Dintre fețe. Și noi venim și unim pe A prim cu B și pe A cu C prim. Deci dacă sunt așa, dacă m-aș duce A prim, A, B, C prim, nu sunt coplanarite. A prim, A și cu C prim, C, C prim, B nu sunt în același plan. Da? Deci nu sunt coplanare, înseamnă că așa le trec una pe lângă alta. Și trebuie să găsim o soluție pentru a prinde și dreapta cealaltă. Da. Ne întoarcem odată. Vedem încă un pic să lucrăm la punctele celelalte și ne întoarcem și la ele. Deci am spus aici, mai întâi are triunghiul BC. Cum facem? Cineva vorbește? Adus. Hai. Ziua, Adi. Deci, ca să aflăm MB, mergem în triunghiul MAB. Deci, în triunghiul MAB și zicem ce? Avem MA de 4, A radical din 2. MA egal cu 4, MA. MA egal cu 4, A radical din 2. Așa. AB e 8A. AB egal cu 8A. Se reduce teorema lui Pitagora. Da. Mă cu pătrat. MB la pătrat. egal cu a pe pătrat plus e m pătrat m pe pătrat egal cu 64 a pătrat 64 a pătrat plus plus 32 a pătrat 32 a pătrat și care facem din al m pe pătrat egal cu 96 96 a pătrat așa. A pătrat nu cu simplu egal cu radical de 96 a pătrat deci radical de 96 a pătrat egal cu radical de 96 cât din 2 pătrat perfect. Hai să descompunem pe 96. Se împarte la 2 dată, pe 2 ori, pe 3 ori, pe 4 ori, pe 5 ori. 2 la 5 radical din 3. 2 la 5, a? Radical din 3. Care înseamnă 2 la 4-a, radical din 6. Și este 2 la 4 în factor. 4 radical din 6. 4 radical din 6. Deci 4 ori radical din 6, adică 16 ori 6, radical 6. 4a radical din 6. Asta este mb. Mb egal cu mc, da? Și egal cu mc. Și acum dacă luăm triunghiul de parte. Triunghiul mbc, triunghiul mbc, m este aici, b și c. mb este egal cu mc și egal cu 4a radical din 6, iar bc-ul este 8a. Ori merge pe formula euro, ne trebuie ști bine și înălțimea la un moment dat, când vorbim de unghiul ăsta. Ne trebuie mie. Deci ne trebuie mie în mod sigur în problemă. Și hai să o aflăm pe mie, ca să zicem ale triunghiului baza. Patru a acolo, B e. Deci 8-a asta înseamnă 4-a asta. Deci M e la 2 egal cu 16-a la 2-a radical. M e pătrat egal cu radical de 32-a la 2-a. 32. Probabil, nu știu că am... Nu, e 96-a. Că e M la pătrat. 16 ori... 6. 96. L-am făcut aici. 96 a pătrat minus 16 a pătrat. Adică 4a radical... A, e 8 a acolo sau e 4a? E 4a radical în 6. Da, a e radical în 6. Și n-am vorbit mai înainte, da, că da. Am făcut 96 a pătrat. Așa. Minus 16 face... Te dăm acum una la 2, deci a... A radical din 80, mai bine. Radical din 80. Care descompune în 2 la 4 ori 5. 4 radical din 5. 4a radical din 5 este ME. ME chiar e ME la 2. E ME, chiar e ME, sigur că da. E 4a radical din 5. Și acum area, triunghiul baza MBC, MBC egal cu baza ori înălțimea asupra 2. Baza e BC, adică 8A, ori H care e 4A radical din 5, supra 2, 32A la 2A radical din 5, supra 2, 16A la 2A radical din 5. 16A la 2A radical din 5 este area triunghiului BC. 16A pătrat radical din 5. Cosul, MBC cu ABC, am zis că A e perpendicular cu BC. Sau mai zicem că intersecția celor două plane BC. Așa e acea plană, nu? Da, deci planul MBC. MBC. Planul MBC intersectează planul ABC. ABC. Egal dreapta BC, nu? Da. Și M e perpendiculară pe BC și M este inclus în planul MBC. Da? M e inclus, M inclus în planul IMBC, apoi AE este perpendiculară pe BC, AE inclus în planul ABC, din cele două rezultă că din cele patru. Da, din patru aceste două afirmații putem spune că cosinus unghiului diedru între planele MBC și planul ABC egal cu cosinusul unghiului M E A. Cos de M E A. Asta egal cu cateta, cosinusul cateta care alăturată, A E, supra ipotenuză M E. Care e zis egal cu A E egal cu înălțimea între unghi echilateral. Egal cu M E. Care am calculat, nu? A E nu cât nu e. A E este de jos. Da, parcă am calculat aia. Nu, nu dați. 64 ala a doua plus... cât e bugăția? 4 ala a doua, 16 ala a doua. Te convine. Între un că E, eu l-am numit Rabuie. Rabuie. Din el, pe 2, l-a pătrat. El radical între pe 2. El, radical din 3 pe 2. L este 8. Da. Deci vine egal cu 8 radical din 3 pe 2. O supra mâie care am aflat-o. 4a radical din 5. Nu? 4a radical din 5. Deci... Dețiul pe 8-a care intre acolo, nu am procesat. Păi, cum vine înălțimea? 16. Păi A E acolo e 16. Nu, la latul. Te gândești așa, la latul. Aaa, la asta v-ați am făcut. La formulă. Da. Asta e L, asta e L pe 2. Am zis. Și de unde pătrat, că de unde pătrat pe 4, acolo aceea victorie în 4 nu pătrat, minus nu pătrat, fac 3 nu pătrat, pe 4, radicalul face L radical din 3 pe 2. Deci asta este L radical din 3 pe 2 înălțimea pentru un echilateral. Și în loc de L am pus 8-a de la lui. Deci vine 8-a radical din 3 pe 2 supra mâie pe care am aflat-o 4-a radical din 5. 4-a radical din 5. Nu? Am aflat asta. Și 4-a cu 8-a simplificăm și facem un 2. Și 2 pe, cu 2 simplifică și radical din 3 și radical din 5 este cosenusul. Radical din 15 pe 5, dacă veți. Ca să transformeze, da? Egal cu radical din 15 pe 5. Și am aflat cosenusul unghiului respectiv. Și acum ne-am apropiat de momentul probleme acestea, dacă nu... Da. Deci, nu sunt tava și nu... Nu știu dacă nu știu. Sau mi s-o lucrat. Mai mă... Trebuie să rezolvăm problema. Ia să vedem cum... Hai mai repede, mai cu curaj. Mai cu viață. Aici ușor de când stai așa, știu ce ai viață. Și acum să vedem cum găsim intersecția. Practic ne interesează intersecția celor două drepte. Da? Deci vedem intersecția celor două drepte. E vorba de dreapta A prin B și cu A ce prim. Așa. Deci, desigur, nu suntem în punctul acolo, adică... ele nu sunt concurente pentru că nu suntem în aceeași plană. Una e pe așa, am înțeles. Da? Deci nu suntem în aceeași plană. Dacă am fi fost A cu B prim, da, AB prim s-ar fi întâlnit cu A prim B. Cu A prim B. Că ar fi fost în planul A prim B prim B. Da? Deci asta da. A prim B este în fața asta. Și iar cealaltă A prim A prima vine și înțeapă planul ăsta, nu? Le intersectează planul feței, tocmai în A. Dacă suntem așa de sigur că nu suntem străzi, atunci nu există un comun. Păi, trebuie să ducem o paralelă. Ce paralelă? Deci, ele nu se intersectează, da? Da. Iată și apără așa, un raport de asta. Aici e prima paralelă? Deci trebuie să ducem o paralelă încât să se intersecteze cu dreapta respectivă. Păi și unde ducem paralela? Acum trebuie să analizăm. Deci AC prim. Dacă, de exemplu, duce o paralelă într-un unghiul AC prim B, ducem AC prim A. Ce prim B. Deci o paralelă, să zicem, SM la A ce prim. Deci un triunghiul A ce prim B. Deci o paralelă la A ce prim, triunghiul ăla. Se vede clar că nu se interesează cu A prim B. Da, deci A ce prim AC prim, unde intersectează planul ABC, AB, B prim, A prim în A. Chiar vine din exterior și tocmai în A înțeapă, da? Deci nu se poate, nu se întâlnește cu Acum, dacă am duce în planul ăsta o paralelă la dreapta A prim B prim, da. În A, da? Că A este în planul A prim, A prim B, B prim, da? Unde se află A prim B prim. Și dacă eu duc o paralelă așa la A prim B, unde am dus-o? Chiar în A. Care-i vârful lui A, ce prim. Și ăsta este unghiul care ne interesează. Cele două drepte, e vorba de A, ce prim și respectiv A prim B. Și am dus-o noi. Am dus-o noi paralel aceea. Prin A. Prin A. De ce prin A? Prin capătul... Ca să se intersecteze undeva, că aprim cu... Să se intersecteze cu A ce prin, da? Deci am dus o paralelă prin A la A prin B. Așa. Unim AC. Și te ducem... Acum unim... Ce prim cu R, în punctul ăla, nu? Ce prim cu? R, în punct de pe linia aia. Că oricum nu interesează și pică. M-ar interesa să mă pot duce într-un plan, așa fel încât... O perpendiculară, nu din ce prim pe linia aia care-mi tras-o. Întrebarea este, dacă o prelungeți pe asta așa, de la până aici, într-un punct L. Da, sunt coliniare. Este că astea sunt coliniare, adică mă duc ce A prin ce se intersectează cu paralela asta. A, L, în ce plan este? A prin ce prim? Deci A, L, fiindcă este paralel cu A prim B prim, nu era în planul feței de jos, da. Înseamnă că A-L este în planul feței de jos. Da. Și el cu A' sunt pe aceeași linie. El cu A' sunt pe aceeași dreaptă și cu A'. Dar nu știu dacă A' ce prim o intersectează. Că am întâlnit-o pe A' ce prim, da? Da. Deci nu știu dacă A' ce prim o intersectează pe această paralelă. Și nu mai intersectează, că planul A', C', A se duce pe A'. Dar asta e dreapta comună, A'. Și atunci nu am intersecția acolo. Noi am dus-o aceasta acolo în A. Dar... în triunghiul ăla, L, A, C'. El, A, C'. Asta îmi trebuie, da. El, A, C'. Și le trebuie măsura lui, nu? Exact, măsura acestui unghi. Dar nu că n-am localizat bine intersecția, vezi? Deci... A', C', asta nu taie... A', C' nu se întâlnește cu paralela adusă de noi. Înțeles, deci e o perpendiculară din C' pe A. Din ce prim pe la? Din ce prim pe la? El A. Deci, încă o dată, planele acestea A', B, B' și cu planul A', C', ele se intersectează după A'. Și ăsta e unghiul diedru dintre cele două. Una din drepte A', B este în planul acesta. Iar A', C' este în planul A', C'. Deci, planul A', B' o conține pe A', B. De acord? Iar și e o diagonală în față. Iar planul A', A', C' o conține și ea pe cealaltă diagonală. Pe A', C'. Da? Pe A', C'. Așa. Și e vorba de cele două diagonale, din cele două fețe. Da? Din cele două fețe, triunghiul este echilateral. Triunghiul de bază echilateral. Am o diagonală așa și o diagonală în partea cealaltă. Din fețe, da? Și cele două diagonale ni se cere unghiul dintre ele. Nu se intersectează, că acum suntem hotărâți să nu se intersectează. Una intră într-un plan și altul în cealaltă plană. Însă, prin ducerea unei paralele, la A', B, pe un punct de A', cum am dus-o pe el asta, dar el asta trebuie să o vedem în planul A, B, B', A'. Adică A, B, B'. Deci eu ăsta nu există. Prin prângerul A', C' cu A, L nu se intersectează. Trebuie una prin gata. Cu un plan este așa de mine, da? Și ăsta am prins-o, am dus-o acolo și chiar nu văd că se intersectează cu cealaltă. Aceea în triunghiul ăsta, L', C', A, duce o perpendiculară, nu? L', C', A. Dar L-ul ăla unde să-l luăm noi? Un punct. Îl luăm A', L, paralel cu AB. A', L, paralel cu AB. Cu A', B. Adică trebuie ca prin B' să fie... Dacă paralel cu AB, așa ar trebui A' prin B', ca prin B' este paralel. Da, ar trebui să fie coloniale. M cu A' B'. Nu, da. Chiar asta când o duc așa și cu asta, s-au intersectat. Deci este unghiul ăsta, e de 60 grade. Cele două plane trec, unul s-au intersectat după A' și unghiul diedru este ăsta, de 60 de grade. Da. Da. Ele, prelungirile lor nu se intersectează prin deplin cu A prin C prin. Nu se intersectează decât în A prin, acolo. Și până au trecut una prin alta, în planul de sus. În planul feței A prin B prin C prin, când am pus-o pe așa asta și cu asta altă, s-au intersectat în A prin și atâta tot. Paralela dusă de noi la A prin B, o intersectează pe asta aici în L. Ăsta este punctul L. Dacă vrei, paralela dusă prin A la A prin B, o intersectează pe A prin B prim în punctul L. Și atunci, L unită cu C prim, formează triunghiul L-A-C'. L-A-C'. Și ăsta ar fi unghiul care mă frământă pe mine. Unghiul diedru. Unghiul dintre cele două drepte. Deci, încă o dată. Am dus prin A paralelă la A prin B. Da. Paralela asta dusă, fiind în planul A prin A, B, B prim, o intersectează pe A prin B prim într-un punct L. L unit cu C prim se formează triunghiul L A C prim care îmi indică mie un unghi aici format dintre C prim A și paralela la A prin B, adică e vorba de L-A. Și ăsta este unghiul pe care trebuie să-l găsim. Mă dă mai unghiul care ne interesează. Să ștergem două acolo ca să fie... Nu, să nu mai am, că aici nu se intersectează, da? Deci am dus asta paralela până intersectarea prin B prim în punctul... Așa... Zic să îl aflăm ca și mărime pe AR, pe AC' și pe RC', ca să putem să poate vedem ceva. Bun. Pe AR putem să-l aflăm că e congruent cu A prin B. AR cu A prin B e în diagonală în fața asta. Iar AB este cu A prin L A prim. Da, și cât era A prin B? A prim, A prin B. L-am calculat. Nu știu dacă am calculat. L-am calculat. A prin B. N-am calculat-o. Au calculat-o acum. Sigur că calculat. Deci mergem în triunghiul A prin A B. Deci în triunghiul A prin A B. A prin A B. Da. Rezultă că A prin B egal cu radicalul din asta la pătrat, 8A la pătrat, adică 64 la pătrat. Plus 64 ori 2, cât e 64 ori 2? 128, da? 128. Acolo. Și face egal cu radical din... Radical din 128 plus 64. 192. 192. A radical din 192. A radical din 192. 192 se împarte. Odată în 2, 2 ori, de 3 ori... A radical din 192. Am mai făcut o cumva? De 6 ori 2 la 6 radical din 3. 2 la 6 radical din 3, adică 2 la 3 adică 8 radical din 3. E bine? 64 ori 3, 6 ori 3 ori, e bine. Deci 8A este 8A, e 8 radical din 3. Avem K prin B, nu? Da. A prin B, egal cu 8A radical din 3. A. Și asta este egal și cu L-A. Să-l calculăm și pe AC', ca fiind diagonala prismei. A. Ce prim. Ce prim. Da, asta nu trebuie să tot într-un triunghi. Eu zic că A C prim, Miruna, da, este cât A prim B. Păi da, pentru că zicem triunghi A prim C prim, nu? A prim C prim. C prim C, asta. A C C prim, care e același lucru. Că ăla e dreptunghi sau parcă... Triunghiurile astea toate sunt... Laturile sunt egale, deci fețele sunt dreptunghiuri. Dreptunghiuri comprende. Mi se pare că știu că e A C prim de așa. A C prim? Că da, l-am aflat odată. Câte? A C prim sau... Este cât A prim B. Aha. Deci egal cu el A. Și egal cu... Nu cu... Și egal cu A C prim. Și egal cu el A și egal cu A C prim. Înseamnă că triunghiul ăla e isoscel. Deci triunghiul LAC prim este isoscel cu vârful urmat. Haideți să putem să-l facem și pe LC prim. Să-l facem și pe LC prim. Unde să ne ducem ca să-l facem pe LC prim? Oare l-am aflat pe LB prim, îl știm? Îl putem afla pe LB prim? Păi asta vrem. Eu cred că e cât LB prim. S-ar putea să fie... Da, îl putem afla. Că el la prim o știu cât e AB. Da. Că asta figura asta este un parlogram. Și AB ori 2 egal cu LB prim. Deci LB prim e 16A. Că e 8A asta și 8A. 16A. Deci hai să zicem LB prim. LB prim. Egal cu de 2 ori AB. Egal cu 2 ori, ca să fie clar, 8A. Și egal cu 16A. Egal cu 16A. Deci B prim, C prim îl știm. B prim C prim o știm. B prim C prim e 8A. Egal cu 8A. Egal cu 8A, dar triunghiul ăla nu-i dreptunghi. Nu-i. Dar unghiul ăsta îl știm. Îl știm la asta. Ducem o perpendiculară? Dar știm un unghi de 60 de grade acolo. Da. Și când știm două laturi și unghiul dintre ele... Dar nu numai atât. Știm două laturi, unghiul dintre ele și mai știm și că, vedeți că unul e 16A, unul e 8A. B prim, C prim e 8A și ăla e 16A. De acord. Deci unghiul din C prim ăla e din 90. Care din C prim? Din C prim e din 90. De ce spui tu că e din 90? El e din 30. Puneți mai un pic așa, ca știți. Deci Miruna observă așa, că asta de aici... E de două ori B prim C. E de două ori B prim C. Și unghiul ăla să fie de 30. Mai avem și unghiul ăla de 60 care favorizează. Da. Ori ce procă ceva. Deci dacă se întâmplă ca să avem asta dubla unui catete, spui tu, nu? Da. Și mai avem și unghiul de 60. Adică e un fel de reciprocă, plus unghiul ăla de 60. Așa ar trebui să fie. Scârții un pic, dar... Cum spui tu, scârții un pic, dar sperăm să o rezolvăm. Dar, ca să nu scârții de tot, el A prim și cu A prim C sunt egale. El A prim și cu A prim C sunt egale. De ce? Gata. Da, că AB e la prim egal cu AB și AB egal cu A prim C prim. Așa. Așa. Și acum, dacă eu aș lua triunghiul ăsta, de 60 de grade... Alea două sunt congruente. Ăla e congruent cu ăla. Deci, stați puțin, facem prin culori. Ăla e congruent cu ăla. Triunghiul ăsta este echilateral, da? Deci ăsta e de 30 de grade. Ăsta e de 30 de grade. Nu e 30, nu e 60? Nu, normal, nu o bucățică. Numai A prim, C prim, B prim. A prim, C prim, B prim. Pe A prim, C prim, B prim e de 60? E de 60, am spus, da. 60. Așa. 60. Avem că el, C prim, A prim, congruent cu... Și ăla e 30. Ăsta e de 120, dacă vrei, prin implementare. Ăla e 30 și da, nu e problema. Și ăla e de 90, cum ai spus tu. Deci, prin observația ta, lucrurile stau foarte clare. În C prim am un triunghi dreptunghi, da? Da. Și acum la cum repede și pe el C prim? Deci se întâmplă așa ca să, să apară ce primește aici. Așa. Ce prima e zis pe din nou ridicare, am spus împreună. Da. Leu de 30. Leu aici de 30. Și la de 60. Și asta e de 60 în B, da? Da. Și noi știm pe ce prim pe prim, cât este ce prim pe prim. Știută. Ce prim pe prim este octava. Pe ce prim L, ce prim L trebuie să o aflăm. Deci pe ce o știm. Și pe ce prim L trebuie să o aflăm. Pe B prim ce o știm. B prim ce. B prim ce prim o știm pe octava. Și B prim L. B prim L o știm pe 16 A. Și acum repede. Și acum ne ducem repede și... 16 pe 256. Și atunci ce prim L va fi egal cu cine? Ce prim L va fi egal cu 256 a la doua. Radical din 256 a la doua. Minus 864 a la doua. Minus 64 a la doua. Și egal cu A radical din 192. A radical din 192. Nu am discuția asta. E 8 radical din 3. Face 8 A radical din 3. A radical din 3. Și egal cu A prin B. Deci triunghiul ăsta este dreptunghic. A prin B e egal cu L ce prima. Deci... Ăla e echilateral. E echilateral toată aia. Care? Toată aia. Mi se pare echilateral. Ce prima... E echilateral. Este echilateral, nu? Să vedem, să fim mai atenți. Pentru că noi am aflat pe ce prim L, care e 8A radical din 3, da? Da. Și pe L-A cât am zis? L-A e 8A radical din 3. 8A radical din 3 și A ce prim tot 8A radical din 3 e echilateral. Și dacă nu e echilateral, atunci unghiul ăsta e echilateral. Da? Da. Deci avem, prin calcul făcut acum, avem că L-A egal cu A prim, egal cu A ce prim. Egal cu A ce prim. Egal cu C prim L. Cu C prim L. Și egal cu 8 radical din 3. 8 A. Presupun că triunghiul L, C prim, A, nu? E echilateral. L, C prim, A. Și măsura lui L, A, C prim e 60 de grade. Și măsura lui L, A, C prim, măsura L, A, C prim, egal cu 60 de grade. Și dacă... Și ăsta este unghiul... Dintre A prim B, nu? Da, măsura unghiului L, A, C prim, egal cu măsura unghiului dintre A prim B, iată A prim B și A, C prim. Da? Asta este unghiul. Ne-am văzut un pic capă, dar o... Și egal, deci cu cât 60 de grade, deci noi ce trebuie să aflăm? Gata, atât, măsura unghiului. Este așa de grade. Hai să vedem la programul fost frumos. Foarte tare. Interesant. Deci, mai întâi am sesizat că nu sunt coplanare. Nu sunt coplanare. Dacă nu sunt coplanare, atunci noi trebuie să ducem o paralelă prin una din drepte. Prin una din drepte. Ăsta a fost momentul de start. De acum asta a curs. Unde trebuie să duc eu paralelă? În punctul A, ca să ne ajuteze. Sau în punctul C prim. Sau în C prim, da. În rândul am ce prim să ții mai bine în figură. Mie mi-a venit mai bine în A.